Bună dimineața, dragi prieteni, ia uitați cum ninge. Albina merge la școală. Hai, Albina, la bucătărie. Deci ne-am trezit și noi dimineața și n-am zis să mai facem un filmuleț când mergem la școală. Hai, Albina. Ia, ține tu aici, Albina, și vorbește cu prietenii tăi. Prieteni, iarăși ninge. Foarte, foarte mult, iarăși. Iar nu m-am așteptat să fie iarăși iarna. Iar să mă joc în zăpadă, eu cu luminița. Dăm cu bulgăre, bum, bum, să facem un moment de zăpadă. Chiar frumos, ninge, eu vorbeșeam. Ninge chiar foarte frumos, nu am să duc să-ți fac o cafea. Ninge pe pom, peste tot. Eu acolo mă uit acum. Să uite cafea. Vine și mami. Da, mami, mi-am luat și eu o cafea. Te duc după aia la școală. Uite cum ninge. Da, vezi? Dar cine s-a mai așteptat că ninge? Nu deci știu. Eu am văzut la meteo, dar nu n-am crezut, sincer. Mm. Ție-ți place că ninge? Nu, tata, e frig, rău. Este frig și cu virusul ăsta se împrăștie la frig. Da, totuși, mai frumos e vara decât iarna. Da, eu abia aștept vara. Să luăm zonure din grădină? Da. Să luăm zonure din grădină. Avem tot felul de fructe noi în grădină. Avem toate fructele. Avem și persici, avem și cireșii, căpșune. Avem și smeură și neagră și... Și roșu. Mure și smeure. Mure și smeure. Deci, prieteni, beau și o cafea foarte, foarte, foarte repede. Așa, să mă văd și eu la aparat. Îmi beau cafeaua și după... Am uitat să vă arătăm ceva, ghiozdănelul. Întoarce-te. Ghiozdănul de la doamna Dana Mocanu, mulțumim frumos. Chiar îi place lui Albina, că este cu Miki. Hai, Albina. Ia uita și cum ninge. Ninge și el, și acum trebuie la locul. Dar nu se lipește. Nu este zăpadă, zăpadă. Da. Ninge în toată grădina. Albina merge la patiserie să-și ia ceva de mâncare și revenim la școală. Ne revedem acasă pentru că Albina intră în școală și nu mai poate filma. Vă pupăm. Bună dimineața, bunico, și voi, prieteni. Salutare, Alina, salutare, dragi prieteni. Să fiți sănătos, să vă ajute Dumnezeu. Este duminică, suntem în weekend. Este duminică, suntem în weekend și noi servim masa. Da, aici avem mămăligă, aici avem oaie. Da, avem oaie, carne de miel. Da. Sunteți pe canalul Albina de la Trehaia. Am mâncat un pic de carne de miel. Mâncați voi că eu îmi filmez. Cum să nu, Alinuța, mănânci un pic, da? Da, da. Și bunicul Tomiță a venit. A venit și bunicul Tomiță. Pune-te la masă și mănâncă și tu. Așa, dragi prieteni. Pe canalul Albina de la Strehaia sunteți prieteni. Da. O să fiți mai târziu și pe Ileana de la Strehaia. Da. În primul, poți să-mi spuneți? Bună, Alina. Ia să te vedem și noi. Bună. Zici ceva. O să salutare, dragi prieteni. Prietenii lui Albina, nu? Da. Prietenii lui Albina. Uite, aici a servit bunica, ți-a pus... Ia zi, Alina, ce servim noi aici? Păi, Alina, ție ți-am pus. Te-am pus și mie un pic. Pă, cine îmi filmează? Hmm? Eu. Păi, ce trebuie să mănânci? Aici avem oaie cu mămăligă.
Melu. Berbecuț. Berbecuț. Berbecuț avem. Tocăniță de berbecuț, Alina. Dragă. Cum îți place ție? Da, știu. V-am zis să vedem pe canalul Ilean la Lehaia, că nu mai vreau să ieși. Și ia uita și mi-a pregătit mie bunica în afară de tăiței. Hai să gustăm. Ia să vedem cum gustă. Luăm de mămăligă. Vreau să nu gluma. Așa. Sunt iarzi. Foarte bun. Ia, să tocă nimță. Acum e când... Uite. Întins cu mămăligă în tocan. Foarte bun. E bun? Ia să luăm și puțin de carne. Ia tăi din carne. Prieten, revenim. Revenim. Închide. Nu ți-ai bun? Foarte. Ia să vă dai de... Ai dat drumul? Da. Da, da. Hai să gustăm din mâncarea lui bunica. Da. Puțin tocăniță multă. Tocăniță. Curuțule, hai că ți-am adus tocană din aia. Dar nu mai mănânc, gata. Nu mai mănânc. Cu mămăriguța. E poftă bună. Poftă bună, Alinuța. Și tu, mulțumesc. Extrem de bun. Extrem de bun, da? Lumânică nu i-ai pus mămăligă, ia că-i pune. Își pune el mămăligă bunică. Păi acum îmi filmează. Da. Stai că-i pun un pic mai mult. Lasă pe aici. Lasă că mi-au de acolo. Bine, bunică. Mersi. Hai, mănâncă. Ok. Hai să mâncăm de cea mai bună care. Wow. Mămăricuța. Foarte bun. Deci este de bun, mie îmi place mâncarea asta. Cine a pregătit-o? Bunica mâncă. Berbecuț, tocană de berbecuț. Da, trebuie să-i dăm bani. Că ne-a făcut tocăniță. Eu am pus-o de dimineață pe mâine. M-am trezit la obi, am zis, am trezit-o, i-am zis, bunica a fost și mie tocăniță de berbec. S-a dus, aveam deja. Aveam cumpărat de sâmbătă. Aveam cumpărat de sâmbătă berbecuț. Aveam și mi l-a făcut mie. O tocăniță extrem de bună. Da. Deci extrem de bună. Deci foarte, foarte bună cu zeamă de aici. Foarte, foarte bună. Deci, cred că mănânc două farfurii, o trei, o patru, o cinci, o 100. Nu e 100 de farfurii. Am glumit, bunica. Revenim? Da, prieteni, revenim ca să mănâncă și bunicul și revenim cu altceva.